Și încă o veste bună astăzi în familia Iordănescu. Te rog. Pentru că Eduard Iordănescu astăzi a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului 2021. Să-i colindăm și noi. Uite așa. Păcat că nu știu vin nimic. Vin colindătorii cum venea odată leruiler. Să colinde seara asta minunată leruiler. Dar ligura arsă și li s-ochii lacrimi leruiler. Prea degeaba sânge, prea degeaba patimi leruiler. Mihaela Ghindean din zona Clujului, bine ai revenit în emisiunea noastră. Mă bucur din suflet pentru că ne-a fost dor de tine. Și chiar ne gândeam, bă, Mihaela, ia, nu mai scrie și ea un colind, nu mai cântă și ea ceva pe la noi. Mihaela pregătește, în primul rând, dați-mi voie să vă spun că mă bucur tare mult că vă revăd, nu ne-am văzut de ceva vreme. Așa. Doamne, dă să ne vedem cât mai des de acum încolo, să scăpăm de Amin. Toată nebunia. Și să știți că pregătesc și colinde, pregătesc și câteva surprize. Am schimbăm un pic genul muzical. Mergem spre ușoară? Mergem spre ușoară, da. O să pregătesc câteva melodii de muzică ușoară, dar astea vreau să fie surpriză pentru toți fanii mei. Cam în ce an crezi că o să se întâmple asta? Crezi că o să se întâmple anul viitor, la începutul anului. Înseamnă că ai început să înregistrezi de mult. Da, lucrăm la aceste melodii de ceva vreme. A venit pandemia și ne-au stopat puțin, dar acum încet, încet am intrat în studio și lucrăm. Sper cât de curând să și terminăm aceste melodii și să vin la voi în emisiune, da. să le audă toată lumea. O să se bucure, foarte tare concurența ta, că acum știi cum e, cei de muzică populară te iubesc toți, toți îți spun de bine, că așa e, după care ai zis să ieși pe ăștia de ușoară. Adică, na, dar ești gata să faci noi și noi prieteni. Eu nu-mi schimb genul muzical pentru că eu iubesc muzica populară foarte mult, dar să știți că iubesc și muzica ușoară. Dar lucrez foarte mult la un cântec. Oamenii care te cunosc știu asta. Eu lucrez foarte mult la toate cântecele care le scot. Da, asta de zice Teo, dă-i direct cu el că da. Ne taie știrile. Dă-i odată, zi-i de piesă. O să vă cânt acum o piesă. Hop așa se numește, da. Să ajungă la toată lumea să se veselească. E de distracție? E de distracție. De un e de vin bun, de un vin bun. Felie de cozonac. E o felie de cozonac. Ți-e dor de o petrecere din asta? Mi-e dor de petreceri. E așa? Mi-e dor de numai. De o mie de invitați, de mamă, când se făcea o horă, Doamne, ce vremuri. Când se făcea o horă, nu mai încăpeam. Când mai primeam, mai primeam și câte o îmbrâncitură în microfon, era să rămân fără un dinte, dar ăsta-i farmec. Ce frumos este. Acum am rămâne fără dinți, dar mai hora mai acum mică. Ne-am o să fac eu și colega o horă. Opa și dansăm așa, colega. Te ascultăm și dansăm. Bagă.